Lin, uilin și arălin, bate vântul cât e lin, frunză verde de mălin. Doamne, ce înfundat sunt, de o săptămână nu mai scap de răceala asta și în bai că nu mai știu cum să mă îmbrac, că ori e frig, ori e foarte cald, ori nu-mi habar n-am. Cred că și voi sunteți în situația asta. Două lucruri, dragii mei, țineți minte înainte de jucăria noastră cu gust de astăzi. 1. Începând de astăzi, puteți să-mi comandați la 0740890961 brăduții de 20 de lei bucata, bani pe care îi vom dona către Salvați Copiii de astăzi și până pe 19, dacă vreți de la noi, de la echipa de la Coppels, un brăduț din spumă de bezea cu fructe uscate și cu zahăr caramel, puteți să îi rezervați, să-i comandați, să veniți să-i luați. O să vă dau inclusiv un certificat de donare, de donație, ca să știe toată lumea ce a făcut bine în iarna asta. Numărul 2, facem revelion la Coppels. Mai am nevoie de vreo 25 de oameni, mai am vreo 25 de locuri libere. Și dacă cumva rămâneți în București și aveți o gășcuță cât de cât simpatică și unită, vă aștept pe sirena la 87. Dar înainte de asta, tot la 0740890961, să vă dau detalii, meniu, vorbim despre toate amănuntele de care aveți nevoie. Dragii mei, astăzi, pe masa mea din bucătărie, am adus ceva ce se întâmplă foarte rar să pregătesc eu aici, pe prânzul din caserolă.ro, și anume m-am gândit să vă arăt cum puteți să vă faceți foarte simplu o ciocolată caldă, mai ales când sunteți acasă, mai ales acum, în perioada asta în care lerul e ler și una alta și stați acasă la un moment dat și vezi ceva bun și dulce și parcă nu vreți să-l faceți dintr-un pliculeț instant în care habar n-aveți cine ce a pus. Așadar, vă propun o ciocolată caldă, un pic aromată. Și când am spus aromată, o să vedeți voi că am făcut un joc de cuvinte. Pe care o puteți face voi acasă la voi, da? Foarte simplu, cu niște ciocolată, pur și simplu, ciocolată pe bune, niște lapte, un strop de rom, aromată, ați înțeles? Scorțișoară, un pic de zahăr și ceva ciocolată deasupra. Totul este foarte simplu, în sensul că bucățelele de ciocolată ajung într-o micuță cratiță, în care vă propun să le topiți. Topiți ciocolata asta după ce ați pus niște lapte la încălzit. Uite, laptele meu se încălzește aici, aproape fierbe, cu o bucățică de scorțișoară în el. De ce nu pun praf de scorțișoară? Pentru simplu motiv că ăsta se va împrăștia în tot lichidul și nu-și va lăsa nu doar aroma, ci și impresie destul de proastă pe buze, pe limbă. Va fi toată povestea prea prăfoasă, da? Și atunci, eu vă propun să puneți o bucățică, un baton de vanilie, de scorțișoară, în laptele pe care îl fierbeți pentru ciocolată, da? Separat, eu am topit ciocolata, iată. În momentul ăsta este cremă, e complet topită și încep cu cealaltă mână să torn laptele fierb, da? Încetul cu încetul, încorporând în amestecul de ciocolată. Foarte simplu, foarte ușor de făcut, chiar și de către cel mai leneș dintre leneși, cu grijă, astfel încât ciocolata să se dizolve încet în lapte, da? Și să nu rămână bucățele, să nu se transforme, să nu se taie, să nu devină depune, da? Și tot așa, și tot așa, și tot așa, cu ajutorul cantității de lapte, puteți în permanență controla densitatea ciocolatei, densitatea finală a lichidului, da? Vă doriți o ciocolată mai groasă, pe care să o mâncați cu lingurița? Ok, mai puțin lapte. Dacă vă doriți o ciocolată ceva mai lichidă, ceva mai fluidă, da? Nu aveți decât să o desfaceți în permanență cu o cantitate mai mare de lapte. Mai am nevoie aici de un strop de zahăr care se va dizolva și el, pentru că laptele a mai luat din dulceața ciocolatei, da? Și am nevoie totuși de un gust dulce, de un gust bun. Și ca să fie treaba, opțional, puneți și câteva picături de coniac
că n-o fi foc. Astfel încât, mai spre seara așa, când vă înainte de a vă băga în pat, poate că vă doriți la gura sobei, în fața șemineului, sau în fața televizorului, dat tare pe OTV, să beți încet o ciocolată caldă, care să vă liniștească înainte de somn, nu? E, eu m-am oprit din amestec, pentru că am ajuns la consistența care îmi place mie în cazul unei ciocolate calde, da? Nu foarte lichidă, dar nici foarte cremoasă să bag pâine în ea, da? Iată, ea se mișcă așa, molatec, și o pun într-o ceașcă, exact în ceașca preferată, în ceașca în care îmi place mie să-mi beau ciocolata caldă. Ce mai pot să fac aici? Numai dacă țineți musai, numai și numai dacă țineți musai, într-un final, puteți adăuga puțină frișcă și sunt convins că nu vă veți bate capul să faceți voi frișcă din smântână acasă, de aceea un strop de frișcă deasupra, direct din tub, așa cum v-a obișnuit majoritatea cafenelelor din țara asta dragă, și un pic de ciocolată pisată deasupra, da? Din râșnița pe care o găsiți pe toate drumurile și de bine de rău, de bine de rău zic, dar nu mă zic, aveți o ciocolată în care știți ce ați pus. Nu este un praf pe care l-ați turnat într-o ceașcă de lapte cald și pe care îl beți pentru că nu știți cum să faceți altfel ciocolată. V-am dat o idee, sper eu că e bună și vă aștept să-mi povestiți cum a ieșit ciocolata voastră. Ați văzut că n-a durat mult? E foarte simplu. Numai dacă vrei să știi neapărat ce conține ceașca ta de cafea acum de sărbători, cel puțin. Vă salut cu drag, ne vedem data viitoare.